Salut! V-am promis că o să vin cu o rețetă de săpun. Începem să fabricăm săpun homemade. Avem nevoie de o formă de silicon, spatulă, lingurițe de plastic, de un bețișor de bambus. Ce e foarte important, asta e baza de săpun, asta e glicerina și altă bază de săpun din lapte de capră. Așa arată. Puteți comanda pe internet sau de la diferiți furnizori dacă găsiți în oraș și întrebați. Apoi avem nevoie de colorant natural, asta e pigment natural, acid ustearic, avem uleiul esențial de mentă, apoi vitamina E, ca de obicei ce-mi place să folosesc, uleiul de bergamot sicilian, puteți citi proprietățile. Foarte, foarte important, avem nevoie de un spray, orice fel de spray, pentru că o să vă arăt ce importanță are în utilizare. Apoi, avem nevoie de fel de fel de recipiente. Două recipiente ne trebuie pentru baza de săpun de glicerină, ca să-l topim, apoi baza de săpun cu lapte de capră. Uleiul de cocos, bineînțeles, care știm ce proprietăți are de atâta timp cât îl folosim. Ok, și atunci ne apucăm de treabă. În primul rând trebuie să tăiem baza de săpun. Începem cu ce doriți. Eu o să încep cu cel de glicerină. Diferite bucăți ca să se topească cât mai repede. Ceea ce e foarte important este ca să-l topiți cât mai repede simultan. Unul poate fi introdus în microunde, celălalt poate fi pe o baie de apă, pentru că dacă nu, se întărește prima bază și până puneți a doua bază pe săpun, e târziu și nu se mai îmbină una cu cealaltă. Deci tăiem bine baza de săpun și o punem într-un recipient. Aici. Bun. Scoatem a doua bază. Am tăiat, îl introducem în celălalt recipient și dăm fuguța să-l topim. Arăt, sunt niște resturi de la primul săpun pe care l-am făcut, am mai băgat un pic de colorant și vreau să-l folosesc, să nu fac risipă de tot ce am băgat înăuntru și atunci o să vedeți la sfârșit că o să dau așa un model la săpunurile noastre. Ok. Vedem cum se topește săpunul de glicerină, baza de săpun de glicerină. Așteptăm până devine complet lichidă și începem să facem săpunul. Și topim și baza de săpun cu lapte de capră până se face lichid. Așteptăm puțin. Amestecăm să mai mișcăm puțin baza de săpun, apoi introducem din nou încă 30 de secunde la microunde. Ok, am dizolvat puțină culoare într-un pic de bază de săpun de glicerină și colorăm toată compoziția, puțin că arde, colorăm toată compoziția și obținem o culoare galbenă. Culoarea am dizolvat-o în puțin alcool ca să facă legătura între baza de săpun și colorantul, pigmentul de culoare. Dizolvăm și pentru baza cu lapte de capră. Am pus colorant albastru, verde și dizolvăm în puțin alcool
ca să le facă legătura. Ok, obținem culoarea verde și o combinăm cu restul de bază, cu lapte de capră. Poziție. Trebuie lucrat foarte, foarte repede pentru că se solidifică foarte rapid. Punem și menta, uleiul esențial de mentă, pentru miros și pentru proprietățile antibacteriene. Amestecăm. În compoziția bază de săpun cu lată de capră punem vitamina E. Câtă doriți, mie îmi place pentru săpun pentru mine și nu mă zgârcesc să pun ce-mi trebuie pentru piele. Ok, punem și ulei de cocos. Amestecăm. În compoziție. Ok, punem și acidul stearic. Asta știți că e emolient și atunci e foarte bun pentru piele și săpunul rezistă mai mult în timp. Punem și în compoziția de glicerină și amestecăm. Aici vom adăuga și mierea. O linguriță în baza de glicerină și o linguriță în baza de lapte de capră. Ok, atunci introducem asta. În forma de silicon. S-a întărit. De asta zic că trebuie lucrat foarte, foarte repede. Lăsăm puțin. Foarte important este să stropim compoziția. În primul rând, ne scapă de bulele de aer și în al doilea rând face legătura între primul strat și al doilea care vine cu glicerină. Ok. Țin că încă nu s-a format poșghița. Vine și al doilea strat. Nu uităm alcoolul, să ne scoatem bulele dinăuntru. Așteptăm un pic să se liniștească și să prindă acea porchiță. Cem celelalte bucățele. Important este să nu fie prea fierbinte baza a doua, că altfel ne topește bucățile de săpun. Și mai așteptăm puțin. Cu cât se răcește mai mult, cu atâta formele vor sta mai la suprafață și atunci putem să cuprindem toată masa cu bază de glicerină. Ne mai jucăm cu ce rămas. Compoziția e aproape solidificată și atunci greu mai intră bucățile celelalte de săpun, ceea ce e foarte bine că rămâne frumos deasupra și este săpun oricum, deci zic eu, se va forma o formă foarte frumoasă de săpun. Stropim iară cu alcool. Compoziția trebuie să rămână 6 ore minim ca să se solidifice, apoi se taie. Revenim peste 6 ore și vedem rezultatul. Așadar, vedem ce a ieșit. Îndepărtăm celofanul. L-am ferit de orice tragedie, poți să ștergi. Îndepărtăm forma de silicon.
Asta este produsul finit. După cum se vede, a ieșit foarte bine. Vedem și înăuntru. Asta este săpunașul nostru. Miroase a mentă. Are textură foarte, foarte fină. Și știm că am pus toate vitaminele și uleiurile esențiale. Benefice pielii. Ok. O să tăiem cele două capete ca să putem face forme egale de săpun. Prima dată tăiem capătul de aici. Asta se vede înăuntru. Tăiem și al doilea capăt. Și bucățile astea o să le refolosim, ca și celelalte. Asta este al doilea capăt. Urmează să tăiem în bucăți egale. Pentru comenzi, mă puteți contacta prin e-mailul din descriere și veți avea acest săpun 100% natural, organic. Nu uitați să vă abonați, urmează alte și alte rețete. Până data viitoare,